Acum, întrebarea este, știe toată lumea care ne ascultă ce e mantra? Începem cu tine. Știi ce e mantra? Nu ce este, dar de ce evocați un aspect de tip hindus? Mantra. Pentru că noi suntem pradă unor mantre. Deci mantra este așa, o bucățică care se repetă. Tic, 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 tic. Și dacă se repetă de multe ori, intră în căpățână și în inimă și nu mai iese. De exemplu, calendarul îndreptat. E o mantră? În fine, dacă vreți să ziceți așa, spuneți-i. Da, vreau să zic. Calendarul îndreptat este la bun și calendarul iulian e la rău. Asta e mantră. Da, comentați, vă rog. Comentez. De ce este ăla gregorian bun? Acum facem, deci vreau să vă zic lucruri neștiute și nu locuri comune și mantre, da? Sunteți de acord că de-aia am venit? Nu ca să repet învățătura BOR despre calendar și ecumenism. Și apropo, intrăm și părintele Ioniță, maestru ecumenismului, da, mai târziu, da? Hai să vedem acum... Spun că aveți un doctorat în misiologie și ecumenism, dar asta nu înseamnă că sunteți ecumenist. Dar el este ecumenist. Mega ecumenist. Nu e, e tăticul ecumenismului. Ajungem și acolo. Ia auziți aici, facem un efort, toată lumea, să neglijăm aspectul bisericesc și să luăm calendarul civil? Vrei să facem asta? Haideți, haideți. Calendarul civil, nu de Paște. Noi pe ce dată suntem azi? 28 aprilie. Și ăsta ce calendar e? Calendarul civil, calendarul îndreptat. Îndreptat? Și ce a îndreptat calendarul ăsta civil? A făcut ca ochinocțiul de primăvară să coincidă cu cel astronomic. Și asta pentru cine contează? Tu ești preot, stai așa, Tatiana nu știu ce face, altul e pilot de avion, altul e muncitor, altul e inginer, altul e doctor, alta este vânzătoare la Mega Image. Pentru toți oamenii ăștia, începând cu noi, cât contează că echinocțiul de primăvară trebuie să cadă la 21 martie? Uite, anul ăsta a căzut. Tu ai simțit ceva? Te-a mâncat nasul puțin? Ai nu, făcut... Am mâncat la știri. Nu, dar ai simțit? Nu. A simțit cineva? Nu, contează chestia că... asta în viața cuiva? Crească ziua, nu? Nu, fii atent. Nu, n-ai constatat că crească ziua. Îți spun eu. Dacă echinocțiul cădea pe 13 în loc de 21, să prindea cineva? Probabil că nu. Nu probabil. Care probabil? Pentru cine conta? Hai, uite, spunem așa, lasă Paștele. Spunem pentru cine contează și de ce e corect calendarul care spune că pe 21 martie echinocțiul. Ce importanță are asta? În viața cuiva? Și spune-mi mie, a cui și la ce ajută? De ce e mai bun decât ăla iulian care arată că echinocțiul ar fi pe 13? Care e problema? În calendarul civil nu scrie nimic echinocțiu. Scrie, azi suntem pe 28 aprilie. În luna acutare, în săptămâna acutare. Interesează pe cineva când cade echinocțiu? Are vreo importanță? Te-ai gândit vreodată? De ce e important să fie pe 21 martie civil? Lasă Paștele. Tăcere. Deci dacă întreb pe toți, bă, voi v-ați prins când e echinocțiu? Nu. Ați simțit ceva? Nu. Ar conta? Nu. De punct de vedere al... Al cui? Și părintele Viorel mai devreme, a fost această decizie a statelor noastre din Orient, inclusiv România, ca să treacă pe calendarul occidental pentru a exista o comuniune de măsurare a timpului cu Occidentul, să nu existe decalaj față de calendarul occidental. Da, ăia din Occident, de ce au trecut pe calendarul nou? Pentru că așa pentru a vrut ei, Papa Grigorie. Așa a vrut Papa, da. Pentru mușchii Papei, da? Da, Papa Grigorie. Gândește-te, dă-mi un motiv ca să treci pe calendarul nou. Unul serios, nu mușchii Papei, asta e... Nu, dar asta a fost, deci concret, istoric, a fost decizia Papei urmată de, de toate statele... Bă, dar voi vă dați seama că acest calendar n-a îndreptat nimic? Și spui îndreptat, ce se îndreptă ăsta? Ce se îndreptă ăsta, mă? Deci a îndreptat, așa zisul, decalaj care s-a acumulat în timp. La vremea lui Papei Gregorie era de 10 zile, astăzi a ajuns de 13 zile. Și pentru tine ca preot, ăla ca inginer, ăla ca doctor, ăla ca ce cucu vrei, toate meserile, la ce ajută îndreptarea Părinte asta? Părinte Dan, trăim într-o lume în care știința este rege, da? Și trebuie...
urmează. Așa! Da? Așa te vreau! Deci știința este rege, da? Da. Și știința ne spune că ăsta care îmi dau îndreptat și nu se prinde nimeni cu ce se greșit ălalt. Vreți să credeți în știință, așa ni se spune. Da. Dar știi, nu numai că se spune, ci asta și facem. Pentru că noi, în bisericile ortodoxe, din care noi facem parte, de 100 de ani, credem în știință. Inclusiv ăștia cu sutanele. Toată lumea crede în știință și dacă între știință și religie este o controversă, cui dăm noi dreptate? Nu știu cum faceți, dar eu dau dreptate credinței. Nu cred. Tu crezi că pământul e în centru nemișcat și că soarele se mișcă în jurul lui? Hai să nu intrăm și în povestea asta cu pământul, să ne ocupăm noi de... Păi asta e povestea, că părinții care au făcut calendarul de la Nicea așa credeau. Da. Asta e sfânta tradiție. Și tu trebuie să te transpui... Tu trebuie să te transpui dacă ești om de tradiție și ancorat în tradiția bisericii, în modul cum vedeau Sfinții Părinți cosmosul și cronologia, nu? Nu spui că ei erau cu știința depășită, că nu merge așa. Erau cu știința vremii lor, asta e ideea, da? A cui e ideea asta? Nu, ideea pe care vreți să o comunicați. Era un acord cu știința vremii lor. Nu, asta e ideea, e mantra, nu e ideea mea. Ideea că ei n-aveau treabă cu știința vremii lor. Ei erau știința vremii lor, erau ei. Care mai erau știința? Pe totuși au cerut Alexandrei să stabilească data Paștelui în funcție de evenimentele astronomice pentru că aveau cei mai buni astronomi ai vremii acolo. Și după ce s-au făcut pascaliile, părinții pascaliografi, Maxim Mărturisitorul, Andrei Critanu, Ioan Damaschin, erau savanți? Erau oameni de știință? Aveau treabă cu astronomia? Nu, dar în primul rând, elaborat. Îi lăsau pe astronomii egipteni să stabilească data echinocției. Serios? Vorbesc serios? Așa s-a făcut pascalia? După calcule astronomice? Este un algoritm. Mâna Sfântului Ioan Damaschin, și asta e un algoritm care nu are treabă cu observația cerească și nu are telescop și periscop. Este făcut un abac. Este un calcul algoritmic. Hai să vezi matematic, nu astronomic. Un algoritm. Deci nu e nevoie de astronomie. Nu este nevoie de astronomie. Deci pascalia nu e făcută pe criteriu astronomic, să ne înțelegem. Și de ce? Hai să vă spun. În momentul în care, zice, părinții de la Nicea au zis că echinocțiul să fie pe 21 martie. Echinocțiul astronomic este mișcător, nu se poate fixa niciodată. Deja, după 4 ani, echinocțiul nu mai era pe 21 martie. O știți pe asta? Bun, deci au luat în calcul această posibilitate. Erau conștienți de această schimbare. Erau conștienți și s-au degrevat total de calcule astronomice și de precesia echinocțială. Că asta înseamnă. Echinocțiul rămâne și se decalează în timp. Și pascalia s-a făcut pe o perioadă de timp în care echinocțiul tot timpul astronomic a rămas în urmă. Deja în secolul ăsta rămăsese. Pe vremea lui Ioan Damaschin, auzi ce mi-a zis unul, un plăcăiaș de la teologie, zice, Sfântul Ioan Damaschin a calculat greșit echinocțiul. Ha, ha, ha! A calculat greșit echinocțiul, să n-aveți parte. Cum l-a calculat, mă, greșit? De ce? Pentru că pe vremea lui, în 700, echinocțiul nu mai cădea pe 21 martie, surpriză. Și cădea cu 3 zile înainte, da? Surpriză! Acum pentru toată lumea, stimați spectatori, ca să vezi când este ziua egală cu noaptea, nu simți. Deci noi simți. Dar nu-ți trebuie aparat foarte performant. Știați chestia asta? Deci astronomii antici, înainte de Sfinții Părinți, știați că determinau foarte exact echinocțiul, fără aparat. Știi ce simplu se determină? Sunt niște fante, sunt niște aparate, uitați pe internet, dacă cineva este atât de pasionat să vadă exact momentul ăla, o face dintr-o prismă și dintr-o chestie de asta, fără aparat. Și nu-ți trebuie, ce spune acolo, institutele care să calculeze exact data Paștilor. Deci asta este premiza cu care noi, dacă ne luptăm, fiți foarte atenți, că eu glumesc, dar nu-i de râs, dacă noi ne luptăm cu ăștia. Deci acum spune și mie, Bogdane, discutăm de petiția lui Papa Francis sau Papa Hagi, nu știu, stai, care din ăștia așa,
care vrei să fie, că de fapt e lui Papa Francis, da? Papa Hagi este trompeta la noi, așa, vine de la Papa Francis sau la Papa Ioan Paul, nu știu care, Pius, așa, de la Papa Pius, ca toți creștinii să fie odată, da? Așa. Și zice următoarea chestie, noi comentăm aia întâi și pormă pe Ioniță sau cum preferi. Eu aș prefera dacă se poate să despuneți de ce această decizie legată de echinocțiu, de ce e semnificativă, de ce din punct de vedere teologic s-a mers pe ideea echinocțiului de primăvară și a lunii pline. Ce semnificație au aceste lucruri? Foarte bine, mulțumesc. E, uite o chestie care nu se predă la seminar și la teologie. Nu se mai predă de cel puțin 100 de ani. Zice, noi prăzunim Paștele refăcând configurația răstignirii și învierii Domnului, da? Da. Asta o știm. Dar Domnul de ce s-a răstignit și a înviat atunci? Și nu în altă parte. O să ziceți, bine, legat de Paștele iudaic. Și mai de ce? Paștele iudaic nu este legat de duminică și de echinocțiu de primăvară. Are alt criteriu. Cu totul alt criteriu, da? Este o dată fixată pe calendarul iudaic, 14 al lunii Nisan. Semnifică altceva. Special, care da. Se lua după soare și lună, calendar solilunar. Da. Semnifică altceva și nu cade duminica decât întâmplător și nu este legat de ce spun eu acum. Ia să ne întoarcem la cartea afacerii. Suntem de acord? Să o luăm de la Alfa? Crede toată lumea de aici care ne ascultă că Dumnezeu a făcut lumea în 6 zile? Și în a șaptea s-a odihnit? Este scris. E scris. Și calea erau chiar zile? Asta a fost interpretat. Da. Nu interpretat. Sfinții părinți au zis altceva? Ce credeau Sfinții părinți de la Nicea după tine despre zilele alea? Rapid! Nu gândi mult că ai un singur răspuns. Credeau că sunt ere, că erau altceva sau că erau zile? Ce da, credeau, mă? Credeau că erau zile. Bun. Iar să înșelau că asta era știința vremilor, săraci, nu știu. Bun, dacă erau zile, care a fost prima zi afacerii? În termenii noștri a săptămânii, care e prima zi? Cum se cheamă ziua aia? Nostru se zice duminică, pentru evrei era duminică. Deci lumea e făcută într-o duminică. Da. Și a zis așa, a fost întuneric, da? Și porma a zis să fie lumină. Și a fost o seară și a fost dimineață ziua întâi. Deci ce a fost mai întâi? Seara. I-a zis Dumnezeul întunericului, i-a zis seara și lui aia a zis bun, deci ai seara sau noaptea, hai să-i spunem deja noaptea și ziua. Cum erau noaptea și ziua ca durată, intuitiv? Egale, probabil. Yes! Dacă pui întrebarea asta tuturor, 90% vor răspunde corect egale, intuitiv, nu scrie în Biblie. Dar sufletul zice, păi cum să fie? Dumnezeu face egalitate. Ce înseamnă când e ziua egală cu noaptea? Cum se numește asta? E? Echinocțiu. Echinocțiu. Bun. Deci lumea este făcută într-un moment de echinocțiu. În ziua a treia se întâmplă ceva. Dar dacă eu întreb, noi știm că sunt două echinocții? Care? Spune. De? Primăvară? Hai mai zi și tu. Toamnă, da. Care echinocțiu să fi fost ăsta? De primăvară. De ce? E asta răspunsul corect. Pentru că a creat lumina. Lumina a luat... Mai e ceva. Nu asta, ci faptul că în ziua a treia a poruncit pământului... Plantele. Da, vreau să iei plantele pe pământ. Asta se întâmplă toamna sau primăvara? Primăvara, da. Deci avem echinocțiu de? Primăvară. Bun. În ziua a patra ce s-a întâmplat, mai fraților? A creat soarele și luna și stelele. Luminătorii. Și a zis, ăla i-a zis să fie soare să stăpânească ziua și luna să stăpânească noaptea. Și luna când a apărut pe cer, în ce fază era? Lună plină. Yes! Avem 3 elemente? Da, le avem, da. Și s-a cuplat vreodată că astea sunt chestiile pascale? Spune sincer până acum. Eu n-am mai auzit până acum, dar... N-ai mai auzit-o. E greșeala mea.
Nu e a ta. Ești absolvit și tu și Pater și toată lumea, inclusiv eu. Că și eu am aflat-o la bătrânețe, da? De unde? Ce? De unde? Pentru de că... unde ați aflat-o? Pentru că n-a învățat nimeni așa. Dar ți se pare coerent? Are sens? Are sens, are sens, recunosc. Corect? Bun. Dar de unde ați aflat? De unde ați citit asta? Din una alta. Hai să vedem, mergi în continuare. Deci, bun, echinocțiu... Nu l-ați inventat, l-ați citit totuși undeva. Nu, da? Nu știu dacă da. Poți să inventezi așa ceva. Hai să faci asemenea invenții? Deci, dar nu-i de la teologie și nu am făcut nici seminarul. Hai să vedem. Echinocțiu de... E vorbesc foarte serios, da? E de primăvară. E revelația asta, nu ai relele mele. De primăvară, lună plină, și acum, în ziua... Când e creat omul? În ce zi? Ziua a șasea. A șasea, la ora? Exact. La ce oră este făcut? Biblia nu spune ora. Lasă Biblia, că nu e sectant. E și Sfânta Tradiție, nu? Când zice că a fost făcut omul? La ce seară, oră? La sfârșit, către seară, nu? Nu? Și la ceasul șase. Păi era de unde? Normal să-l facă în miezul zilei, că atunci e amiază, ceasul șase. Și într-o vineri, tot din Sfânta Tradiție, da? Uite, de exemplu, cronograf și alte chestii, spune că într-o vineri la ceasul ăsta, Adam a întins mâinile către pomul care ne-a dus moartea. Mm-hmm. Da, are sens. Într-o vineri la ceasul șase, noul Adam întinde mâinile către pomul care ne-a dus viața. Transformă crucea în pomul vieții, da. Deci uite de ce s-a răstignit vineri și nu marți. Da. Că putea să răstignească luni. Sau putea să răstignească luni toamna. Sau vara. Nu știu, altă dată. Ci s-a răstignit exact în configurația de la început. Este o refacere toată chestia asta. Și a înviat în ziua a opta. Care coincide cu ziua întâi. E ziua 8-a, da? E ziua 8-a, da. Și ce înseamnă ziua 8-a? Înseamnă o recreere. Gândiți-vă la 8, infinit. Dacă îl culci pe 8, da. Este infinit. Deci toate lucrurile astea au un sens. Măi, dacă cade una din chestia asta sau nu știi, să rupe un lanț al coerenței. Și atunci propui ca papa, nu Hagi, că ăsta, nu papa Francis, să facem Paștele în prima duminică din aprilie. Pentru că ajungem și la propunerea asta, și asta nu e teoria conspirației. Deci deocamdată vorbim de date fixe. Ia uitați! Da. Pascalia noastră ortodoxă, așa, deci ce propun băiețașii ăștia, Papa, Hagi și cu toată gașca asta, este nu că i-a venit lui o idee în mod spontan asta, ci este o agenda care se coace de mult și el face o pregătire. Acum să-i spun lui Pater, nu se va întâmpla la anul treaba asta. În România nu vom observa împreună, dar se va întâmpla 2025. Pentru că atunci întâmplarea, în ghilimele, face să se întâmple două lucruri în 2025. Iubiți spectatori, este Paștele Ortodox și cel Catolic cad împreună, că așa se întâmplă, să face slujbă, vine și Sfânta Lumină, că așa se întâmplă, dar se mai împlinesc 1700 de ani de la Sinodul I Ecumenic, cum am spus mai devreme, da? Și asta trebuie prăznuit unde? La Roma. La Nicea. Nu, la Nicea. Nu la Roma. La Nicea s-a făcut. Acolo da, se întâlnesc capii. Prima Romă cu a doua Romă. Nicea acum este un cartier din Marele Istanbul. Roma cu fanarul. Așa, să zicem. Deci se întâlnesc acolo, în uralele mulțimii, nu numai că va fi Paștele împreună, ci vor sărbători împreună. Înțelegi ce înseamnă chestia asta? Vor prăznui împreună, care înseamnă văzut unirea, nici mai mult, nici mai puțin. Deci, data asta comună a Paștelor înseamnă unirea, așa, iar în etapa următoare îl vor urma pe fanariot bisericile grecești. Astea. Tuc, 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 tuc. Și se vor opune. Patriarhia Ierusalimului probabil că nu-l va urma așa ușor. Nu ușor, dar va fi foarte tare presată.
Și va fi foarte greu să reziste acestei presiuni, pentru că ei sunt o mână de oameni cu o ierarhie greacă și cu câțiva arăbei care sunt credincioși. Deci ei sunt într-o poziție foarte vulnerabilă și vor fi strânși foarte tare cu ușa să o facă. E, ideea este că nu se vor opri aici, la data comună gregoriană, cum se crede. Știți asta? Pasul următor este nu ca să trecem toți pe calendarul gregorian, ci se va face o dată neutrală a Paștelui. Inițiativa a venit de la Vatican, care zice, lasă, domne, nici gregorianul, zicând, acum, dacă vrei, intrăm pe... Tu ai analizat epistola lui asta, petiția lui Papa Hagi, mai are rost să o analizăm? Merită efortul ăsta? Să spunem tâmpenile care le spune acolo? Nu merită, da? Petiția cred că le-ai demontat. Dar am urmărit comentariile părintelui Ioniță, care sunt mult mai interesante. Hai să ne luăm de ele. Punct cu punct. Am comentat deja, o să avem și a doua parte. Dar pe mine nu mă lași să comentez eu? Sigur că da, dar aici ar fi interesant de amintit un aspect. Există o majoritate, se pare, a cercetătorilor care au încercat să afle când a avut loc data exactă a răstignirii Mântuitorului, în urmă cu 2000 de ani, și cei mai mulți consideră că a fost data de 7 aprilie anului 30, așa încât anul acesta Paștele Catolic ar fi căzut exact pe șablonul acela al datei fixe de atunci, anume 7 aprilie, Vinerea Mare, 8-9 aprilie, data Paștelui. Asta e o altă tâmpenie. Se pare că această teorie este urmată de cei care, așa cum spuneați, din partea Vaticanului ar înainta această idee a celebrării Paștelui fie în prima duminică a lunii aprilie, fie după prima sâmbătă sau a doua sâmbătă din luna aprilie, tocmai în ideea de a se apropia de data aceasta de 9 aprilie, pe care unii o consideră data la care Paștele ar fi avut loc în anul 30, anul răstignirii Mântuitorului Iisus Hristos. Deci, cred că sunt niște teorii care se întâlnesc și merită amintite. Sigur, acum cât sunt ele de adevărate, este foarte discutabil, dar ele există ca atare și sunt vehiculate în mass media. Sunt niște scârbe. Voi sunteți conștienți că noi suntem într-un mega război în momentul ăsta? Suntem într-un război care din ce în ce intră în biserică tot mai mult. Da, în biserică. Dacă suntem într-un mega război, tu cu ce preferi să tragi? Cu turnul sau cu praștia? Ce armă ți-ar conveni? Vrei să te bați cu praștia când ei au turnuri? Eu prefer arma cu laser, cu lumina. Așa, bun. Nouă ni se oferă de către ai noștri niște praștii. Eu nu știu dacă am laser, dar vin cu un tun, cu bătaie lungă. Vrei praștea? Nu, eu am făcut armata la artilerie, deci la tunuri mai... Prefer tunul, da? Un tun de la șmecher. Eu am făcut la infanterie. Atunci ia fi atent. Intrăm pe maestrul tău, pe părintele Viorel Ioniță. El care e la Geneva și este la rândul lui elevul lui părintele Nebraniște, la rândul lui elevul lui Petre Vintilescu și care sunt ultra-ecumeniștii noștri, deci tăticii ecumenismului român, se cheamă aceștia. Și în momentul ăsta este Viorel Ioniță. Bun, am citit integral toată chestia asta, tu ai subliniat punctele bune și valoarea acestei chestii, hai să subliniem fisurile, și care nu sunt mici, care o să te doară pe tine, o să te apuce ficatul, de aia ți-am zis, ia puțin un ceai, ia o lămâie ca să suporți, sau să mă suporți. Câteva considerații personale. De la început, pornește stângul. Dorința ca toți creștinii să sărbătorească învierea Domnului împreună, respectiv în aceea zi, este legitimă. Stop! Ce-a făcut, mă? E legitimă? Ce e legitim în asta? Știi argumentul lui Papa Bacoco, nu știu care din ei, că zice, este dorința de la Nicea ca toți creștinii să sărbătorească Paștele împreună, da? De-aia a făcut Paștele la Nicea, ca toți creștinii care sărbătoreau în diverse date să fie împreună. Ce însemna atunci, drăguțule, toți creștinii? Toți creștinii, ce ortodox, toți creștinii ortodoxi. Nu, păi era o singură biserică, da? Da. La ora asta, ăștia, ecumeniștii, când zic toți creștinii, ce înțeleg? Din toate confesiunile. Așa? Și penticostalii și toți. Deci e legitim ca toți să facem Paștele împreună. Cu toată gașca asta, monofiziți, anglicani,
Cuculeț, toți ăștia, să facem împreună. Ce e legitim în asta? Cu cei fără de lege nu mă vor însoți, a zis Sfântul Calinic al nostru, de la Cernica, da? Cum să te însoțești cu ea? De ce să faci Paște împreună cu ei? Pentru ce? Nu uita că și eu am fost ca și tine în diaspora 11 ani, deci vorbesc și din perspectiva asta și nu făceam niciun Paște împreună. În Suedia făceam Paște ortodox. Uite așa, nicio treabă n-aveam într-o țară luterană, în care eram 10.000 de amărâți români, nu știu, cred că 5.000. Și ne duceam la noi la biserică. Deci nu e nicio dorință legitimă de a face împreună. Iar în ideea ca toți creștinii să fie una, asta este o idee antichristică. Și se va realiza. Adică la un moment dat, aceste țeluri ecumeniste se realizează la un moment dat. Dar momentul ăla va fi o orgie și sper ca noi să nu-l apucăm. Pentru noi, biserici surori sunt bisericile ortodoxe. Pentru ăștia, biserici surori sunt ceilalți. Știi chestia asta? Asta învață Părintele Ioniță. Când spune el biserici surori, la ce se gândește? Care biserici surori sunt pentru ecumeniști? Ghici, spune așa tare să audă toată lumea. Ce înțelegeți prin biserici surori? Deci pentru mine sunt biserici ortodoxe. Biserici. Și pentru Viorel Ioniță și trupa, ce sunt? Nu știu, întrebați-l. Nu, nu întreb, că știu. Ce să-l întreb, că-l și cunosc. Înseamnă ăilalți. Și ca toți creștinii, cum zice și Papa Hagi și Papa Francisc, înseamnă evident toți creștinii de toate belelele de confesiuni. Nu înseamnă toate, că biserici ortodoxe prăznuiesc împreună, nu? Ce să mai facem să mai prăznuim împreună? Nu prăznuim împreună? La ce se referă ca toți creștinii să prăznuiască învierea Domnului împreună? La ce se referă, dragule? Vorbim japoneză? Despre ce e vorba? Deci deja premiza este din start proastă. Și dacă clădești pe ceva prost de la început, cum vrei să ai un final bun? Deci din start, mai departe, mergem așa, s-a făcut reprezentație. Mai puțin aici să facem o mică paranteză, pentru că părintele, să spunem așa, se răscumpără puțin către final, când arată că acel congres despre care vorbește el ecumenic a stabilit ca... Ca ce? Îl citează pe acest mitropolit Vasile Crivoșin de Bruxelles, deci atât de aici din Belgia, care a fost un mitropolit rus important, cu operă, cu scrie, a fost adus. Dar nu-i din Patriarhia Moscovei, recunoști? Ba da, era mitropolitul care ținea de Moscova, de la Bruxelles. Eu așa știu, mitropolitul de la Bruxelles rus ține de Moscova. Sigur, sigur? Bine, ha! El a spus un lucru care merită amintit și pe care îl citează el aici. Zice, mitropolitul Vasile de Bruxelles a subliniat că schimbarea datei Paștilor ar crea probleme pentru că în eventualitatea unei celebrări comune, credincioșii din diaspora ar uita de sărbătoarea Paștilor și ar profita de concediu pentru a pleca în vacanță. Lucrul acesta se constată practic aici în Occident. Părintele Ioniță trăiește de mult timp în Elveția și spune așa, mărturia lui personală, în parcursul celor 30 de ani petrecuți în diaspora, timp în care am celebrat paraznicul Paștilor în fiecare an la parohia ortodoxă română din Chambéry, din Elveția, subsemnatul, adică Părintele Ioniță, am făcut aceeași constatare, anume că în cazurile când am sărbătorit Paștile în aceeași zi cu occidentalii, mai mulți credincioși ai noștri, în special cei cu copii, au profitat de vacanță și au plecat în concediu, iar când s-am sărbătorit Paștile la date diferite, cum a fost cazul în acest an 2023, au fost prezenți foarte mulți credincioși, inclusiv unii care au venit la Geneva să-și viziteze neamurile sau prietenii. Și eu aprob și confirm. Păi da, părințelu, dar asta nu-i cu stângul în dreptul. Dacă spui că dorința ca să fie toți creștinii legitimă, asta ce ai spus tu nu contrazice chestia asta, că e o dorință tâmpită. Asta spun, că mărturia lui personală este asta și e merită de luat, de luat în discuție. Deci nu e legitimă, da? Nu, dorința asta este una foarte drăcească. Zice, în sfârșit, motivarea că sărbătoarea Paștilor ar fi în favoarea românilor ortodoxi din diaspora, care a fost argumentul principal al lui Papa Hagi și al celorlalți, cum pretind autorii acestei petiții, este absolut falsă, pentru că tocmai în diaspora prăznuirea Paștilor de către românii cu occidentalii și nu cu ceilalți ortodoxi ar fi o catastrofă de neimaginat, mult mai greu de imaginat în diaspora decât în situații de majoritate. Anul ăsta ce să nu se prăznuiește? Dar ce s-a întâmplat anul ăsta? 100 de ani de la ce? Anul ăsta a fost 100 de ani de la ce? De la acea întâlnire din 1923, când s-a
schimbat calendarul. Din fericire, slavă ție Domnului, nu zice nimeni că e un jubileu, da? Acolo a fost o nenorocire, da? De am ce spunem asta? Sărbătorească cel puțin, da. Pentru că timp de 100 de ani ai timp să apreciezi roadele acelei întâlniri. Ce s-a întâmplat? Ai un exercițiu ușor pentru tine, prietenii, cunoscuții. Bă, ce a dus bun reforma aia? Întreabă pe cineva, te întreb eu pe tine. Ce bine a ajuns, a adus acea reformă din 1923? Spune-mi ceva bun. Care a corectat ceva care era rău înainte de ea. Spune-mi ceva. Am răbdare un minut să-mi spui un aspect pozitiv. Deci aspectul pozitiv este că, spre deosebire de ruși, românii nu sărbătoresc anul nou în postul Crăciunului. Ce a făcut? Nu, stai că mă neg. Ce fac rușii? Anul nou este la 1 ianuarie, da? Este o sărbătoare civilă pe care rușii o țin pe nou, în calendarul de stat. Așa, așa. Repică în mijlocul postului Crăciunului pe vechi. Așa. Așa că mă gândesc câți ruși postesc de anul nou, în condițiile în care anul nou este o sărbătoare care sub comunism a fost supraevaluată, a luat un aspect de mare chef. Da? Deci de-aia s-a schimbat ca să nu mai postească rușii. Nu, deci ăsta e un aspect pozitiv. Dacă... Ăsta e pozitiv. Mamă, mamă, mai spart. Bine, hai, mai zi. Mai știi vreunul? Deci aspectele pozitive sunt la nivel de chef, da? Nu se fac chef. De ce? Da, pentru că... Nu, l-ai zis, hai postul, că mi-ai zis. Mai bagă unul, hai. Acum știm că sunt credincioși care oscilează între vechi și nou, încep postul pe vechi, adică mai târziu, și îl termină pe nou, mai devreme, și în felul ăsta ascultează postul. Dacă vrei și ăsta ca aspect pozitiv, e posibil. Nu, eu întreb foarte serios și tu încep cu guange, nu? Că n-ai de unde să scoți ceva serios. Vezi? Poți să-l întrebi pe Pater, pe cine vrei, pe Tatiana, ziceți-mă ceva pozitiv. Hai, la modul serios. Deci ceva care a făcut mai bine, fii atent! Păi ăia au zis că au îndreptat ceva care era mai rău înainte de 23. Nu asta e ideea, că e o reformă. Sunt ăia Martin Luther, ăia vin cu reforme. Așa-i? Sunt reformatori. Ce au reformat? Ce au îndreptat? Că zice, am venit cu calendarul îndreptat. Ce ai îndreptat, mă? Spune-mi și mie. O situație care era rea și ai făcut-o mai bună. Spune-mi, zice că nu mai postez rușii sau nu știu ce prostie ai zis tu, dar acum serios vorbind. Zi cu ceva consistent, nu? Dar nu există ceva care să merite spus, sigur. Ce? Acum văd că nu poți. Hai trecem în bala, știi că e bilanț, ca la contabilitate, nu știu ce ai făcut tu. Partea negativă, ia zi, ce a adus rău reforma aia? A adus o diferență între bisericile ortodoxe în ceea ce privește... Deci, știi cum îi zice lui asta, da? Schismă liturgică, așa e teologicește. Schismă liturgică. Bun. Ce-a mai adus rău? În cadrul unei țări, cum e la noi sau la Grecia, au apărut niște schismatici. Deci s-a produs schismă... Vechi calendar, este stiliștii. Da, care n-ar fi existat niciodată dacă nu se schimba nenorocitul ăsta de calendar, așa e? Da, și aici Tatiana poate să confirme, dacă noi avem o singură biserică stilistă în România, în Grecia există vreo câteva, nu-i așa? Cam da, există mai multe. Tatiana, dragă, scumpa mea, dacă nu era nenorocitul ăsta de congres de la Constantinopol cu schimbarea, ar fi existat vreo biserică stilistă vreodată și vreundeva? Categoric nu și evident că are efecte, a avut efecte negative pe termen lung. Dar asta este și miza, nu, acestor râci, de a ne fărâmița. Și cu data Paștelui este o altă tentativă de genul ăsta, de a ne fărâmița și mai mult. Asta cu siguranță e. Și păi ia ascultă aici! Ar fi deci ortodoxi pe... integral pe Iulian, ortodox jumate pe Iulian, jumate pe Gregorian și ortodox integral pe Gregorian. Deci ar fi schismă stilistă, ar fi schismă semi-stilistă și ar fi și ceva... Și toate astea se datorează schimbării calendarului. Exact. Corect? Dorința de a duce ortodoxia este o patimă veche a celui rău și a încercat prin toate mișloacele. Din păcate, actualmente prin niște patriarhi nu foarte responsabili, atât la Constantinopol cât și la Moscova, lucrul acesta se apropie de un nou pas. Da? Este foarte patriarhii trist. Responsabili de la Moscova ce fac?
Deci patriarhii de la Constantinopol și Moscova nu sunt suficient de responsabili pentru a pune capăt unei schisme care există actualmente în Ortodoxie din cauza acelei recunoaștere oficiale de către Constantinopol a Bisericii Schismatice din Ucraina. Și cine greșește acolo? Amândoi patriarhii sau doar unul? Eu cred că în conflictele de genul acesta vina este împărțită. Nu poate fi vinovat unul singur, ca într-un divorț. Totdeauna în divorț ambii soți sunt vinovați. De unde știi? Așa. Dacă ăla s-a drogat și aia era cu minte, e și aia de bine că s-a drogat ăla? Bine, trebuie văzut din ce cauza a ajuns să se drogheze. Poate că n-a fost climat. Păi da, drogatul e fanarul. E foarte clar din ce cauză. Și Biserica Autocefală Ucrainiană noi nu o recunoaștem. Deci stai așa, ce discutăm? Aia e biserică? Și persecuția de la Lavra Preceska, deci acolo situația Ucrainei mie mi se pare foarte clar. Nu există două vinovății și nu știu ce. Cel care face praf este fanarul. Și știm și de ce face asta. De ce face? Ca să distrugă ortodoxia din Ucraina și să-și alipească o chestie care să-l urmeze la unirea cu Roma. Ce e așa greu? Ce vorbim? Jocuri, cum să pui că sunt amândoi vinovați? E unul și bun și rău. Și la mai departe, zice, știi de ce au schimbat calendarul? Zice tot părintele tău Ioniță, iau ce zice. Așa este pentru că bisericii ortodoxe o să urmeze același calendar ca și țările în care activau, țări care adoptaseră calendarul gregorian la recomandarea Ligii Națiunilor Unite. Deci, opa, îți vine cu o motivație politică, nu una teologică. Iar nu știi cine s-a spus că de ce a trebuit schimbat calendarul? Pe un criteriu științific. Nu ni s-a spus politic, că zice mai trebuie schimbat și ni s-a spus următoarea chestie. Fii atent ce înseamnă trufia, unde duce mândria dracului, zice noi facem un pogorământ, noi ortodoxi și pe nou, să facem paștele cu ăia săracii de pe vechi, țăranii și înapoiații, când colo este exact invers. Pogorământul e făcut pentru noi care am trecut pe nou, ca să facem măcar paștele pe vechi, măcar atât. Deci noi suntem în pogorământ, pentru că dacă am face și paștele pe nou, apropo, am citit că Estonia nu îl face pe... Lasă asta, îl face Finlanda. Finlanda are credincioși cât, nu știu, parohia mea din București sau ceva, încă doi. Tu știi câți credincioși sunt ortodoxi în Finlanda? Ce e aia, mă, biserica Finlanda? Minoritare sunt și noi. Istoria... E varză, nu contează, dar... Este foarte important ca noi să ne scoatem din mental, ceea ce este extrem de greu, dar nu imposibil, ideea cu calendarul îndreptat. Nici măcar civil nu este îndreptat, pentru că nu are sens. Și dacă o să vă puneți după emisiunea asta toată lumea serios ideea de ce trebuie să cadă echinoxul pe 21 martie, dar serios, să vezi care e motivația, dar de ce trebuie 21 să marcheze exact echinoxul astral, pe cine interesează asta? Hai să te gândești nu superficial, ci profund. Care e semnificația lui 21 martie astronomică? E berbecul, e astrologie. O să intrați în ezoterism, în New Age. Pentru un om normal și pentru biserică, 21 martie marchează un echinocțiu, cum spune în Pidalion Sfântul Nicodim Aghioritu, gândit. Și ăla nu se decalează, ăla nu rămâne în urmă. Deci pe asta stă și cade schimbarea calendarului de la Gregorien până la Constantinopol. Ideea că ăla e greșit. Nu e greșit. De-aia se spune, zice, atât răsăritării și apuseni au calculat și s-au bâlbuit și s-au încurcat în calcule greșite sau nu știu ce. În ce calcule, mă, s-au încurcat? Pascalia noastră e încurcată? Ce are greșit Pascalia noastră? Ce e greșit? E făcută, te-ai uitat în Evanghelie până la ce an sunt data Paștelor? Că nu mai țin minte. Îți spune, Paștele cade până în 2000, blablabla, ceva, da? E greșit? Ce trebuie corectat acolo? Ce astronom vrei să chem să-ți corecteze? Sunt oameni care își închipuie că Sfinții Părinți au fost matematicieni, oameni de știință și stau să facă calcule astronomice și matematice. Nu este așa. Acolo era o perspectivă simbolică și teologică asupra subiectului și aceasta trebuie să fie prioritatea. Da? Tu ești convins, drăguțule, și voi care mă ascultați, fără să fii, uite ce ai învățat la teologie. Deci când ne gândim de calendar, trebuie să rașchetezi tot ce ai învățat. La teologie și ecumenism trebuie să o iei de la zero. Reset. Asta faci. Golești hardul de informații proaste și începi să o iei cu alea sănătoasă. Și anume, ești conștient că acest calendar bisericesc este o icoană a timpului? Da. Așa s-a învățat la facultate?
Nu neapărat. Așa a spus părintele Cleop, a zis că e un ceas care a rămas în urmă și trebuie întors. Sau mai nou, bateria trebuie încărcată. Deci din când în când rămâne în urmă și îl întorci. Asta este calendarul bisericesc, un ceas care rămâne în urmă? El e făcut să măsoare timpul? E făcut să măsoare faze de pe cer? Că nici luna, apropo, și luna nu mai corespunde cu aia de pe cer. Și care e problema? Ia uzi aici un argument, să cădeți jos. În discuțiile astea a zis Papa, nu mai știu, Papa Lapte, unul din ăștia, că vom ajunge să sărbătorim Paștele toamna sau, ții minte, da, vorba aia? Că dacă se merge așa cu decalajul, se ajunge toamna sau iarna. Ții minte? Se pare că a fost și argumentul lui Baconschi ăsta. Păi de unde știe Baconschi? L-a făcut Tasul. Îl știe de la ăștia, da? Și care ăsta s-a vânturat și în Beore. Liniștit, că nu e bine. Ia spune-mi și mie, în emisfera sudică, da, când fac ea Paștele? Biserica Ortodoxă Greacă din Australia serbează Paștele toamna. Nu fac odată cu noi? Ba odată cu noi, numai că la e toamnă. Păi da, se poate așa ceva? Păi uite că se poate. Cum? Dar a făcut cineva gât? De ce? Păi este o eroare, că sinodul de la Nicea a zis după echinocțiul de primăvară. N-a zis așa? Nu e da. O încălcare masivă? Nimeni nu a sărit. Nici papa, nici tata, nici nu știu ce. Păi de ce n-au sărit? Pentru că nu contează. Nu contează fizic că nu mai e primăvară, e o primăvară duhovnicească. Asta este o gândire trupească. Când te legi de stele și de asta, e cuget trupesc. Și de-aia calendarul gregorian a fost dat anatemei iubiții moșului. Și asta trebuie să zică un tip tare. Dacă vrei să combați și să tragi cu tunul, aduci sigilionul care a condamnat de 3 ori calendarul gregorian și a zis cine vrea să urmeze calendarul astronomilor ateiei papii să fie anatema. Asta zic niște sinoade panortodoxe. Așa se combate. Nu cu praștia, că bă, că nu știu ce, că la șambezică, că la cârcățică, că nu știu ce. Pentru că ai greșit din start de 2 ori. Ia spune și mie, tu știi la cine au apelat ăștia? Ca să dreagă așa zisa pascalie greșită a noastră? Ia fiți atenți, în 1977, asta e de la Ioniță, Consiliul Astronomic al URSS, Institutul Astronomic Rehn de la Universitatea din Heidelberg, RFG, Observatorul Naval American, Observatorul Astronomic al Universității din Atena, Grecia și Observatorul Astronomic al Universității din Geneva, din partea cărora a obținut mai multe tabele, băi! Fiecare din GG ăștia? Amuzant, da. Deci nici a, bă, că-i tare important! Deci ăștia au venit cu mai multe de acord între ei, și nu? Dacă mai consulta și din Japonia și din Filipine sau din Mexic, mai veneau, bă, ăștia întreptu, mă, să-ți corecteze calendar, băi, ești sonat, băi, ne-a luat Dumnezeu mințile, mă, cum să apelezi, bă, la ăștia, mă? Cum poți să apelezi la asta că Sfinții Părinți au dat o calendar perpetu, care e valabil până nu știu când? Și tu întrebi de la URSS și din asta, mă, și mai ești om serios? Tu vrei să te iau în serios când spui asemenea tâmpenii, mega tâmpenii, că trebuie să întrebi pe astronom să ne facă ea calendarul, mă? Pe ăștia? Pe ăștia să întrebi. Și auzi pe bacine. La conferința din 77, la Centrul Patriarhiei cu Ecumenice de la Șampezi, o știi? Da. La acest congres, care era panortodox, au fost prezentate referate cu privire la data Paștilor din punct de vedere istoric-canonic, apoi astronomic, așa, precum și pastoral-sociologic. În legătură cu această ultimă, au fost prezentate următoarele 3 contribuții. 1. Pastorul Lucas Fischer. Să mor tu. Deci tu trebuia, ortodoxule, să-l auzi pe pastorul Lucas Fischer, care este directorul Comisiei pentru Credință și Constituția Consiliului Ecumenic al Bisericilor. Cu titlul Dată Comună a Paștilor, note privind eforturile întreprinse de CB ca să distrugă ortodoxia. Asta e completarea mea, bineînțeles. Al doua, Monseniorul Eleuterio Fortino, din partea Consiliului Pontifical pentru Unitatea Creștinilor, cu titlul Celebrarea Comună a Paștilor și Biserica Romano-Catolică. Altul, preotul anglican John Wineburn, cu titlul Comentariu din partea unui istorator anglican. Extraordinar! Și asta au venit ăștia să se prezinte la un sinod panortodox, cu contribuții esențiale pe care
Maestru, tot în loc să zic că au venit trei demenți care n-aveau ce căuta, îi prezintă că, bă, ce bine că au venit. Ești de acord cu asta? Tu aveai nevoie să-ți vină Fisher și Bisher și Mișer să spună cum să faci Paștele și ca să lupte pentru asta. Și zice așa, propunere de sărbători a Paștelor la o dată fixă, fiți atenți, dragilor, fie la prima duminică din aprilie, fie după a doua sâmbătă din aprilie, propune susținute de Biserica Romană Catolică și de CB. Zice, nu pot fi acceptate de ortodoși că nu respectă recomandările Sinodului Întâi Ecumenic. Asta se vorbea în 77. E, facem pariu că în 2027 vor fi acceptate de ortodoși, de fanar și așa, cu brațele deschise. Asta se cheamă a doua cădere a Constantinopolului și a început în 23. Deci a început odată cu schimbarea calendarului. În 65 ce s-a întâmplat? Bogdan, ce s-a întâmplat în 65? Un eveniment de agendă. S-au ridicat anatemele de către Papa Paul al VI și Atenagora. Da? Da? Deci dacă tu faci calendar nou, ridici anateme, prăznuiești asta, unirea nu se face? Și unirea nu se va face în sensul să trecem noi la catolicism. Nici să trecem pe calendar gregorian. Ne lasă ca pe greco-catolici, cu icoane, cu tot așa, dar va cădea și Paștele Iulian și Gregorian și se va face asta din aprilie. Asta este agenda. Și noi ne înrolăm cu arme și bagaj acolo. E bine așa? Oricum și propunerea asta mi se pare ciudată. Ori prima duminică din luna aprilie, ori după a doua sâmbătă. Cum adică după a doua sâmbătă? Nu e tot o duminică. E vorba de a doua duminică, de fapt, din luna aprilie. Ce exprimare asta? Sunt exprimări dubioase, confuze. Neoprotestante. Se bage lumea în ceață. E neoprotestantă sau iudaică cu sâmbăta, da? Nu avem de-a face cu oameni de știință acolo, ci cu niște ideologi, da? Cu niște propagandă. Și dacă aveai de-a față cu oameni de știință, nu-i ziceai, du-te, bă, la plimbare, bă, uită-te tu la astronom și fă-ți tu, bă, calendarul tău, mă. Vezi tu, mă, de treabă, că eu am calendar. Zici așa, fii atent ce grav. La conferința aia, propunerile de sărbătorie a Paștelor odată fixă, nu știu ce, și formă. Simpozionul panortodox, Bogdan, pan-ortodox, da? Asta nu era ecumenic. Erau numai noi, gașca noastră. Uite, Bogdan, părintele Dan și cu pater. Noi discutăm asta între noi și constatăm caracterul eronat al criteriilor actuale de calculare a datelor Paștelor folosite în prezent de Biserica Ortodoxă. Asta constatăm noi, mă? Caracterul eronat al faptul că noi avem un Paște greșit? Asta constatăm. Păi bă, dacă am constatat asta, e foarte mare buba. Buba la căpuț. Cum tu asta ai constatat vreodată că Paștele pe care l-am făcut noi este greșit? Cum e greșit? De ce e greșit? Au ieșit din sinodul nostru doi ierarhi care au zis că e bine ce zică ea, da? Da, pe filiera Cluj. Care sunt? Pe filiera Cluj. Și de la da. Cluj. Care a da? Pe Cluj, da. Este de acolo. Așa. Și de acolo. Da. Au ieșit și au zis foarte bine, o, ce mi-am luat. Bun, acum, ia uite-te aici. Zice, pe baza calendarului iulian neîndreptat, mantra. Și de ce trebuie să fie îndreptat? În continuare, pe baze științifice. Păi dacă tu accepti că ești pe un calendar greșit în sinea ta, da, hai, de dragul Unirii și de dragul rușilor, dar mai știu de ce, mama, draga, dragul, nu știu ce, accepti greșeala asta. În mintea ta și nu a ta, a tuturor, este că, bă, la un moment dat trebuie să trecem și noi pe ăla corect, bă, cât o să mai fim tâmpiți. Așa este mentalul. Așa e mentalul. Și atunci, clar, o să accepți varianta științifică modernă și civilizată. Și o să lași pe aia sfinților părinți și a tradiției de acolo. Și până la urmă și asta de la Nicea cade. Spun eu, cade pentru că papa a făcut calendarul gregorian, papa îl scoate. El are putea. Și o să zică, băi iubiți, aia cu Nicea ne face nouă probleme, greutăți, uite, nu mai rezolvăm nicio. Hai, nene, prima duminică în aprilie și am rezolvat-o cu toți, instant, și cu protestanți și cu tot. E tare? Da? Da. Mai vrei criterii științifice și mai accepti o dată în sinea ta că acest calendar al nostru e greșit, eronat și neîndreptat și prost? Și ăsta e bun? Mai ești de acord așa când te curgi la noapte să zici, da mă, gregorianul e bun și corect și al nostru e prost, săracul de el. Trebuie îndreptat. Ce să îndreptezi la el?
Nu-l poți decât strica. Și la ăștia l-au stricat în 23. Și noi tragem ponoasele, noi românii, acestei chestii. Și în sfârșit ne-au acceptat ei lanți așa, cu două calendare, cu unul așa și unul așa. Acum vrem să trecem, să lepădăm și Paștele pe vechi. Îți dai seama ce înseamnă asta? Și îți dai seama că asta se va și întâmpla cu o parte din biserica noastră? Sunteți conștienți toată trupa? Că sunt oameni care sunt foarte de acord și preoți și teologi și mireni care zic foarte bine, domne. E o masă mare de oameni care le este absolut indiferentă chestia asta și pastor, știi, da? Din punctul lor de vedere că eu am discutat. Bine, hai să se schimbe. Și dacă schimbă, ce? Am apreciat eu în toată dezbaterea de până acum și polemica de începând cu Duminica Florilor este că în afară de cei doi erari pe care i-ați amintit, nu am întâlnit preoți și alți erari care să susțină acest demers. Și am dedus de aici că, în general, preoții fie sunt reținuți în a declara, fie sunt de părere că nu ar trebui schimbat. Însă argumentul care se aduce de obicei, și l-am auzit în gurii ale celor foarte înalți în biserică, este că problema calendarului nu ține de teologie, nu ține de dogmă. Da, de ce ține? Ceea ce s-a discutat în seara asta, cred că a devenit foarte clar că există implicații teologice în, nu în calendar, ci în problema aceasta calculării datei Paștelui, că de fapt toate argumentele, toate reperele pentru calculul datei Paștilor au un caracter teologic, inclusiv echinocțiul de primăvară, inclusiv luna plină, inclusiv ziua de duminică și mai ales necesitatea ca Paștele Ortodox să fie după, sărbătorit după Paștele Iudaic. Deci, și de ce asta nu e dogmatic? Hai, lămurește tu lumea. De ce n-ar fi dogmatic? De asta spun că este, da? Am fost destul de clar. Oamenii spun că n-ar fi, unii teologi, unii erarhi chiar și pe mine să spună că nu este. E bine, este. Și pentru că este, de aceea Biserica Amin. Nu poate fi de acord cu astfel de schimbare. Sigur, în măsura în care Biserica își păstrează independența ei și față de autorități politice, față de calcule geostrategice și răspunde doar la apelul Duhului Sfânt. Da? Cred că lucrul acesta a fost foarte clar. Eu aș cita din acest comentariu al Părintelui Ioniță, iarăși un aspect care mi se pare pozitiv și în care mă recunosc complet și pe care merită să-l comentăm, pentru că un argument al lor a fost ca să fim, să celebrăm Paștile împreună cu catolici, împreună cu occidentalii. Să vedem ce spune Părintele Ioniță aici, cu sinceritate spun eu. În sfârșit, zice, celebrarea Paștilor de către occidentali este atât de neînsemnată, cu excepția celebrării de la Vatican, încât nu se deosebește prea mult de o duminică obișnuită. Televiziunea elvețiană de limbă franceză a făcut într-un an un sondaj întrebând oamenii pe stradă ce înseamnă Paștile și cei care știau ce eveniment este sărbătorit erau extrem de puțini. La Geneva, care nu constituie în acest sens o mare excepție, majoritatea bisericilor protestante sunt goale, iar catolicii nu stau mult mai bine. Eu vă mărturisesc lucrul acesta. Paștile catolic trece neînsemnat în Belgia și în țările occidentale. Bisericile sunt aproape la fel de goale ca și în restul anului. În mass media s-a vorbit despre iepurași de ciocolată, despre vânătoarea de ouă de ciocolată la Chasse-à-l'œuf, obiceiurile acestea recente din Occidentul post-creștin, am putea să spunem. Nu s-a vorbit o clipă despre învierea lui Hristos, despre semnificația Paștelui. Închipuiți-vă că au luat interviu, chiar la televiziunea elvețiană, mă uitam pe TV Sang, luat interviu unui preot catolic care povestea originea legendei cu ouăle de ciocolată, că în lumea francofonă sunt clopotele de la Roma care le ouă pe acestea prin iarbă, iar în lumea germanică este iepurașul de Paști. Deci asta spunea un preot catolic vorbind despre Paștile creștini. Deci cam la nivelul ăsta s-a ajuns. Deci întreb, cu cine să sărbăm Paștile împreună? Cu niște post-creștini, cu niște neopăgâni, cu niște oameni care și-au uitat rădăcinile, care au uitat semnificația adevărată a sărbătorii? Ei se vor cu noi, pentru că Paștele creștin astăzi este Paștele Ortodox. În țările ortodoxe Paștele se serbează cu entuziasm, cu bucurie, cu conștiința sărbătorii unei sărbători, cele mai mari sărbători creștine. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu are sens. Și apoi, când vorbim despre ecumenism, n-ar trebui să vorbim la modul acesta visător, ecumenismul, gândindu-ne la perioada aceea de început de secol 20, când foarte mulți erau entuziasmați și sperau la ceva bun. Nu, să vorbim despre situația actuală. Când bisericile protestante sunt falimentare complet, sunt complet secularizate, când au aprobat păcatele grele, inclusiv căsătoriile homosexuale ca fiind ceva firesc, deci sunt complet în afara lui Hristos,
Iar Biserica Romano-Catolică a început din anii aceștia din urmă, de anul trecut, de anul acesta, să celebreze unii homosexuale. Aici, în Belgia, se fac deja, în Flandra, sunt câțiva episcopi flamanzi care binecuvintează astfel de lucruri. Deci ies de sub Harul Duhului Sfânt, se îndepărtează complet de Hristos, devin străine și dușmane lui Hristos. Atunci, cu cine noi dialogăm, cu cine vrem să ne unim, cu cine vrem să sărbătorim împreună? Asta trebuie să fie întrebarea unui om cinstit, onest, sincer și informat. Dacă se consideră intelectual creștin cu adevărat, dacă este un oportunist, un om care nu vrea decât confort occidental, nu-i așa cum se mai spunea în dialectul orășenesc din secolul XIX, atunci nu are decât să se ducă după ei, să se facă catolic, greco-catolic. Avem situația aceasta unui intelectual cunoscut aici din Occident, din Franța, care, pentru că a fost deranjat de poziția unor mai fermă a unor preoți ortodoxi când și-a botezat copilul, a trecut la greco-catolici. Foarte bine să treacă. Omul ăsta știu ce face. Dacă asta atât a adus mintea și acolo a găsit el că e mai multă civilizație și că e mai bine înțeles, să se ducă acolo. Dar nu se pretindă că e ortodox și să tragă după el biserica, să vrea să schimbe biserica el, ca și cum ar fi buricul pământului, nu-i așa? Adică sunt niște oameni care nu își dau seama care le este locul. O să spun ceva, Bogdan. Deci tu ai zis, nu tu, ăștia, papa, așa, papa Hagi și cu ăștia zic cu cine să ne unim, dar nu zic numai atât. Omitem un aspect foarte important. De cine să ne despărțim? Adică i-au spus complet, da? Da, să se despartă. De cine trebuie să fugim cu toată puterea? De ruși, da? Cu orice preț. Păi iau ce zice aici. În 1977, la simpozionul ăla, în legătură cu acestea, tot de la părintele tău, s-a conturat în cadru și sunt două tendințe. Prima reprezentată de biserice de limbă greacă, la care s-a adăugat și Biserica Ortodoxă Română, care în legătură cu problema datei Paștilor susțineau calcularea acestei date pornind de la criteriile fixate la Sinodul Triecumenic, dar pe baza rezultatelor astronomice și științifice actuale, asta e anii 70, da? Iar a doua grupă formată mai ales de biserice slave, care insista să afirme că nu există o astfel de necesitate și că data Paștelor nu trebuie schimbată. Deci asta este bubă veche. Și acum, eu fac parte din Biserica Ortodoxă Română, nu sunt din Patriarhia Moscovei, nu sunt longhinjar, nici măcar român așa. Faptul că poziția ortodoxă este ținută de ruși este așa, dar dacă ar zice un filipinez sau un tailandez sau unul din Țara de Foc, asta aș ține cu el. Deci sunt de partea celui care susține asta. Că s-a întâmplat să fie Rusia, asta e situația, îmi pare rău. Dar eu nu pentru a ține cu Rusia, ți zic cu ortodoxia. Dacă spun, dacă apără un filipinez sau un japonez, că există și în Japonia o biserică ortodoxă, știi foarte bine, și ăla zice asta, yes, foarte bine, japonezul ai dreptate. În momentul în care se face această distinție că noi trebuie să ne separăm, Finlanda de ce a trecut pe nou? Ții minte, motivația de la omul tău. A zis că ca să se separe de biserica rusă. Și Estonia la fel. Auzi criteriu. Deci tu ca să faci chestia asta, intri într-o mocirlă și te înfrățești cu cine, mă? Cu frații tăi catolici și te superi pe frații tăi ortodoxi. Cum vine asta, mă, frate? Deci voi ne îndemnați, pahamahagii și cuculeagii, să ne împărțim cu protestanți și cu catolici și să fugim de jumate din ortodoxie, bă, că Biserica Ortodoxă Rusă ia toate cât jumate de ortodoxie și cu cei belarusi și nu mai sunt acolo. Da? Aia este jumate din ortodoxie, care tu îi dai cu flit. Da, ce să mai spun mai mult? De criterii științifice. O să citesc doar finalul acestui studiu, acestui articol al Părintelui Ioniță, și anume spune, în lumina acestor considerații, recunoscând toate deficiențele calendarului, Biserica Ortodoxă Română nu se intimidează de perfida supoziție că urmând să serbeze Paștele cu întreaga comuniune a Bisericii Ortodoxe, celei una ar urma, citează aici între ghilimele, naționalismul religios profund ortodox și necreștinesc, afectele antioccidentale, calculele politice sau încremenirea în calendare de suete. Deci vedem ce terminologie au folosit acești pretinși intelectuali creștini, un vocabular extrem de agresiv și ofensator față de cei care nu sunt de acord cu ei, și asta nu este un lucru care se onoreze, îi dezonorează și îi decredibilizează. Așa, da, dragul meu. Poate veni o sectă cerebrală, o sectă, și n-au decât să-și fondeze propria biserică dacă doresc lucrul.
dar să ne lase pe noi în pace. Și încheie cu această frază, Părintele Ioniță, parafrazând propria terminologie folosită de autorii acestei petiții, Biserica Ortodoxă Română urmează calea bunului simț și sărbătorește învierea Domnului nostru Iisus Hristos în unitate cu toți credincioși și ortodoxi. Amin. Asta este. Dar știi care e treaba? Tu aici la emisiune l-ai pe Părinte Ioniță sau pe Părinte Dan? Cu cine dialoghezi? Cu Părintele Dan, dar ceea ce... Și Părintele Dan zice așa, nu recunoscând că Biserica Ortodoxă, mai citești odată prima... Citești odată, recunoscând da, sigur, că... Suntem de acord neapărat cu asta, da, sigur. Ce recunoscând? Mai zi odată. Recunoscând toate deficiențele calendarului. Nu! Părintele Dan, recunoscând că biserica, calendarul iulian este perfect și nu are nicio fisură și ăla e bun și că altul e prost, urmă continuă. Asta este declarația mea, că tu pe mine mai ești. Dacă îl inviți pe Părintele Ioniță, da. Îți spune el. Deci, Părintele Dan, recunoscând și mărturisind calendarul vechi iulian este perfect, fără fisură și total, nu are nevoie de nicio rectificare, asta este mărturisirea ortodoxă și patristică și tradițională. Ailaltă e modernistă și ecumenistă. Îmi pare rău și științifică. Sorry, te-am întristat, ți-am zis de lămâi, ți-am zis de asta. Dar patristic este ce zic eu. Da. Și tradițional e cum zic eu. Discuția, dialogul nostru a adus la lumină multe lucruri puțin sau deloc cunoscute și cred că oamenii s-au lămurit. Și acum aș face și eu un comentariu legat de Sfânta Lumină de la Ierusalim, pentru că sunt martor acestei lumini, am fost în 2 ani diferiți prezent acolo, deci nu e ceva care mi s-a năsărit, mi s-a părut. Am fost martor și la Paștele anului 1999, deci în secolul trecut, am fost martor și la Paștele anului 2010, secolul nostru. Deci, și de fiecare dată am observat același lucru, mi-a ajutat Dumnezeu și am putut să fiu cu sacrificii, cu eforturi deosebite. Am fost alături de aproape de mormânt la câțiva pași și am putut primi lumina foarte rapid după ce Patriarhul Ierusalimului a ieșit și a invitat venit să luați lumină, Hristos Anesti. Și am pus mâna în flacăra aceea comună pe care o fac cele 33 de lumânări adunate în buchet, pe care le autospelerinii, sigur, le pot cumpăra din cartierul creștin al Ierusalimului. Și se simte o căldură plăcută. Poți să ții mâna în foc. Așa încât toți cei care denigrează minunea Sfintei Lumini și încearcă să arate că se fac tot felul de șmecherii și se aprinde acolo focul în diferite moduri, nu există nicio explicație pentru faptul că acea lumină nu arde, nu produce arsuri în primele minute după sosirea ei, iar eu sunt mărturisitor și martor al acestui eveniment. Și eu. Așa, deci lucrul acesta este primul care trebuie spus. Al doilea, faptul că lumina vine doar la Patriarhul Ortodox și nu vine nici la Patriarhul Catolic, nici la cel armean, nici la cel copt și așa mai departe, este pentru că este o mărturie că noi avem credința cea adevărată și lucrul acesta este foarte clar. Știm din istorie, în secolul XVI, când armenii au mituit pe conducătorii otomani ai Ierusalimului și au pus mâna pe Biserica Sfântului Mormânt în Sâmbăta Mare, că deși patriarhul lor s-a străduit să în fața Sfântului Mormânt să cheme lumina aceasta, nu a venit acolo, ci a venit unde sluja patriarhul ortodox în fața bisericii în curte și a străbătut ca un fulger coloana aceea din stânga intrării, care se vede până astăzi cum a fost secționată ca un metal cu aparatul de sudură. Nu? Așa este ceva care nu se poate explica natural și care amintește că lumina a venit nu în locul acela, ci acolo unde s-a aflat Patriarhul Ortodox. Acum nu știu ce părere aveți, dar eu sunt gata să accept ideea că dacă Patriarhia Ierusalimului ar schimba data de prăznuire a Paștelui, foarte probabil, la rugăciunea Patriarhului Ortodox al Ierusalimului, Sfânta Lumină va veni în acea Sâmbătă Mare. De unde știi? Este probabil, e posibil, da? Pentru că, dar eu nu cred că Patriarhia Ierusalimului este dispusă în viitorul apropiat să schimbe data Paștelui. Așa încât, atâta vreme cât Patriarhia Ierusalimului continuă să serveze Paștele conform Pascaliei tradiționale ortodoxe, vom urma și noi acestei date. Și nu vom face bisericuțe separate, cum doresc Papa Hagi și compania. Părințelul ăla nu va fi bisericuță separată, ci va fi biserica politică corectă a ritului european acceptat. Deci aia va fi foarte tare biserica pe nou. Dar fii atent, tu consider că
credința noastră în data corectă a învierii stă și cade pe Sfânta Lumină? Consider că Sfânta Lumină este o mărturie, că așa este data corectă. Numai atât. Dar Sfinții Părinți, când au elaborat și toate alea, n-au avut nicio treabă cu Sfânta Lumină. Da? Deci noi trebuie să credem, chiar indiferent de lumină, că ce au zis Sfinții Părinți e bun. Dacă, uite de ce, noi nu avem nevoie de confirmări, asta pentru puțină credință. Dar eu cred și dacă nu vine lumina că Paștele este corect ăsta. Da, dar iarăși, sunt atât ierarh cât și intelectuali care aluncă cu noroi în minunea Sfintei Lumini, tocmai pentru că acesta ar fi un argument pentru continuarea sărbării datei Paștilor în mod tradițional. Dar, păi aruncă toate armele lor din dotare ca să spargă asta, nu? Mesajele care vin de acolo se cheamă așa. Dumnezeu, adică biserică, da? Înseamnă familie, da? Înseamnă neam și patrie. Mesajele din partea asta la altă zic nu Dumnezeu, nu familie, nu neam, nu patrie. Din partea asta vine globalismul, da? Care vine cu LGBTQ, vine cu neomarxism, cu transgender. Tu știi că trăiești acolo. Astea-s valorile. Adio neamuri, orașele de 15 minute, să-ți mai zic, cu făină de greier și cu toate astea. Astea așa, că au zis o emisiune cu Radu Preda și cu alt tembel care zicea că comunismul vine de la ruși. Păi bă, să poate să vorbești așa? În ce an ești? În 1918? Și, și la ruși de unde a venit? Hai, spune-ne să auzim. L-a inventat rușii comunismul? Cine l-a inventat, mă? Nu da. Francezii? Și cu Marx și Engels, ăștia-s ruși? Or fi ruși? N-am auzit. Da. Socialismul nu a apărut în Franța la Revoluția Socialistă, ăia care îl zeiță rațiune. Deci ne aruncă în brațele globalismului și anticristilor, da? Și întoarce în spatele unora care chiar cu păcatele lor, ce tâmpenii ar avea, dacă nu sunt toți sfinți. Deși au cei mai mulți sfinți din Ortodoxie, alo, sunt ruși, cine nu știe. Da? Mai ales da. Contemporani. Mai ales contemporani. În adevăr, trebuie să spunem că faptul că Patriarhul Kiril binecuvintează războiul din Ucraina este inacceptabil și va rămâne ca o pată neagră pe personalitatea lui. Apropo de asta zici că... tu, e o părere. Da. Nu e deloc inacceptabil. Va fi greu să mă contrazici. E foarte ușor. Nu, e pentru că ai impresia că este un război de agresiune. Ăla e un război de apărare. Pare a fi de agresiune. Este un război în care mor mii și mii de copii civili. Păi asta e ce să faci. Să mai întâmplă. Războiul nu este de la Dumnezeu. Orice s-ar da, spune. Serios? Da. Ce a zis Domnul? N-am venit să aduc pe pământ pace, ci sabie. Stai așa. Da, e vorba de războiul duhovnicesc. Hristos a reținut un război împotriva romanilor, cum îi se cerea ca să fie recunoscut ca Mesia de propriul său popor. Auzi, dar Sfântul Constantin... Ce a făcut? Război duhovnicesc? Ce a făcut, măi? Ce a apărut pe semn? Semnul crucii care ce zicea? Hai, spune-l. În acest semn, in hoc signum, vei învinge. Ce semn vinci, duhovnicește? Pe cine am vins? Am vins de unii, te-a omorât. I-a omorât? Aia nu-i de la Dumnezeu? Să nu intrăm în discuția asta, că este o altă poveste și avem nevoie de un alt... Da? E altă chestie. Corect. Bun. Nu, dar să leagă cu ce? Uite cu ce să leagă. Cu mesajul de a întoarce cu orice preț spatele Rusiei și de a te duce cu orice preț în Occident. Deci asta este mesajul. Prostie de a identifica pe ortodoxi și conservatori cu rușii nu este ceva nou. Să ne amintim atunci când Biserica Greco-Catolică în anii 90, la începutul anilor 90, a fost din nou legalizată și a trebuit a încercat să-și recupereze anumite biserici, lăcașuri de cult, proprietăți care le avea înainte de interzicerea ei de către comuniști. S-a auzit același mesaj, ortodoxii sunt de la Moscova, voi mergeți cu Moscova. Deci au încercat să-și facă propaganda lor, acuzându-i pe ortodoxi de rusism, de comunism, de filomoxism. Da, acum e. Și acum exact aceeași placă pun. Deci, după emisiunea asta o să-mi zică că sunt agentul lui Putin? Maxim. Probabil. Îmi pune, păi, putinist. Nu? Putinist. Și o să știi cum o să ajung, dacă mai ajung așa? Ți-aduce aminte? Tu erai în România la Revoluție? Asta, la universitate, a fost la piața universității. Ți-aduce aminte? De ce anume?
în piața universității atunci. Cum a scris ea? Golan. Da? O da. Să-mi pun un de-asta putinist. Că Neanelul le-a zis la Golan la ea. Și ăștia la ortodox le zic putiniști. Bine, asta înseamnă putinist. Dacă ortodox și tradițional, un om care apără pe Dumnezeu, familia, neamul și patria e putinist? Da, sunt putinist. Scrie putinist. Uite așa. Nu da. Sunt neomarxist, nu sunt globalist, nu sunt lgbtist, nu sunt papahagi, nu sunt nu știu ce, nu sunt intelectual apropiat de biserică. Sunt popă depărtat de globalism. Uite așa. Asta da. Sunt. Mulțumim, părinte, pentru toate aceste lămuriri. Problema este, pe unii am cunoscut, de fapt, pe mai toți am cunoscut când am fost la Paris, am stat 12 ani la Paris. Papa Hagi era student atunci, am fost colegi de parohie, o vreme la parohia Sfânta Parascheva, Sfânta Genoveva din Paris. Am văzut că frecventa biserica, deci mărturisesc lucrul acesta. Baconski a fost ambasador în perioada aceea, iar paleologul era și el student. Mergea mai degrabă la o parohie francofonă ortodoxă, știu, fiindcă soția lui este de altă naționalitate. Ideea este că au fost cultivați atât în mass media, cât și pentru a-și tipări articole, cărți și așa mai departe. Papa Hagi, am apreciat faptul că atunci când a fost referendum pentru familie, a luat partea acestui referendum și a fost singurul dintre cei trei de care am pomenit care a făcut lucrul acesta în mod asumat și clar. Dar problema începe cu criza pandemică. Când toți au fost de partea greșită a baricadei, au susținut măsurile de restricție, au lăsat poporul să sufere fără să fie capabil și să aibă curajul să dea un cuvânt de încurajare și de lămurire poporului, așa cum ar fi trebuit să facă adevărații intelectuali creștini, cred eu, consider eu că acesta ar fi fost rolul lor. Mai mult chiar, unii dintre ei au susținut măsurile de restricție în mod explicit, cum a fost cazul cu Papa Hagi, într-o postare pe care am citit-o pe Facebook. Deci consider că la acel moment ei deja au început să se discrediteze și a fost un moment pe care eu l-am numit și îl numesc, mi-asum lucrul acesta, trădarea intelectualilor. A fost o trădare a intelectualilor în baza unei agende pe care ei și-au asumat-o și a unei lipse de discernământ, în cel mai bun caz, atunci când au făcut asta într-un mod viclean și răutăcios. Fapt este că acum își dau rama pe față. Lucrurile ies la iveală și mai clar. Au făcut această petiție prin care atacă, de fapt, ordinea stabilită a bisericii și vor să impună ei ceva, ca și cum ar ști ei mai bine decât ierarhia, decât Sfântul Sinod, într-o manieră complet nebisericească, cum chiar un ecumenist notoriu, ca părintele Ioniță, mărturisește în studiul său. Deci aceasta este problema și cred că din punctul ăsta de vedere este bine, pentru că oamenii arată cine sunt, cu adevărat. Ei nu se bucură de o vastă simpatie în rândul credincioșilor creștini pentru o anumită atitudine arogantă pe care o au în general. Au încercat, sigur, să nu fie doar niște fisa papa, cum se spune în limba studiilor lor, fii taților lor celebri, așa, pentru că toți au tați celebri, cei trei. Au încercat să publice, să aibă o atitudine, să facă chiar politică pentru a-și crea ei un nume al lor. În politică au eșuat cu toții lamentabil, trebuie să recunoaștem lucrul acesta, din păcate. Și acum încearcă să se afirme în alt fel. Nu este cea mai bună cale, consider eu, și cred că am spus ce aveam de spus despre ei, fără să îi jignesc neapărat. Dar asta este ceea ce se întâmplă și, încă o dată revin, adevărații intelectuali creștini sunt cei de tipul Sfântului Iosif din Arimatea și a Sfântului Nicodim, pe care îi vom sărbători în duminica următoare, Duminica Sfintelor Femei Mironosițe, și sunt convins că și în societatea românească există astfel de intelectuali și chiar cunosc unii dintre ei. Dar asta presupune lipsa aroganței, o anumită smerenie, un atașament real față de Biserica Ortodoxă. Încă o dată revin. Pe lista celor care au semnat petiția sunt și oameni de ispravă, credincioși adevărați, unii cunosc și apreciez și respect. Consider că au făcut o greșeală gravă când au semnat această petiție, au fost greșit informați, au avut un moment de lipsă de discernământ. Îndemnul meu este să-și retragă cât mai degrabă semnătura, pentru a nu se face părtaș acestui fapt. Eu am o anumită idee care consider că este înțeleaptă și pe care o am încă din
perioada studiilor politehnice, și anume când se fac petiții, când se strâng semnături, ar trebui să fim foarte atenți. Părințelu, scuze că intervin. Da. Ai putea spune un nume sau două din ăștia de bună credință care au semnat așa pentru curiozitatea nu vreau, noastră? Nu vreau, pentru că ar însemna să-i acuz și nu vreau. Sunt oameni dragi și nu vreau să le spun numele, da? Dar sunt oameni pe care îi cunosc și care știu că sunt sinceri în demersul lor, dar care s-au lăsat oarecum vrăjiți. Sunt sinceri, dar... De aura acestor pretinși intelectuali creștini, și cred că ăsta este lucrul care... De ce nu se mai vede imaginea? Prindeți camera, ați stins camera. Nu se mai vede nimic aici, e negru, e numele doar. Așa. Gata. Așa. Ia zi, sunt sincer în demersul lor, e clar că sunt sincer, dar în înșelare pot să fii super absolut, sincer. În înșelare au căzut în această cursă, da? Ei și-au pus numele pe acea listă pe care sunt nume ale unor persoane antibisericești, anticreștine, gen Caramitru. Păi să spun, cum Caramitru? Faci chestia asta? Te cauți pe lista pe care apare Caramitru. Eu vreau să spun aici o mică istorie care s-a întâmplat în anul întâi de facultate la Politehnică. Eram student la TCM și era anul acela al Revoluției, când toată lumea vrea să schimbe ceva. Și s-a făcut o coaliție a studenților care a vrut să se dea afară din facultate anumiți profesori la sfătuirile bine intenționate, între ghilimele, ale studenților mai mari care fuseseră probabil atinși de profesorul respectiv. Și se făceau liste de semnături. Eu am refuzat să-mi pun numele pe aceste liste. Mi-a amintit de procesul lui Hristos. Deci cum să acuzi un om pe care nu-l cunoști? Cum să te faci părtaș cu niște oameni pe care abia ai cunoscut? Este un lucru grav să spui semnătura pe o listă. Trebuie chiar să fii convins că îi faci pentru o cauză bună. Ori în situația de față, acești oameni au fost înșelați și este cazul să-și dea seama de această înșelare și să-și retragă semnătura cât mai este încă vreme, pentru că se fac părtași unei inițiative condamnabile, așa cum am văzut, și care este în răspăr cu canoanele bisericești. Cam asta am vrut să spun despre această situație și... Nu pot să-i bănuiesc pe oamenii aceștia de sinceritate și de bune intenții atâta timp cât vedem că este vorba de o agendă mai veche. Biserica Greciei a trecut deja prin ea, este o agendă a Constantinopolului și care ține de niște calcule foarte clare de tip geostrategic, geopolitic, în care biserica ar trebui să stea deoparte, să nu se amestece în această poveste.